Ce se întâmplă, domnule? Mi se pare situația cea mai grea de 20 de ani când sunt primar aici. Nu știu cum să ieșim din această încurcătură. La sfârșitul lunii iulie s-au instalat aici cetățeni care au cumpărat, de fapt, fostul popas Capriana și au adus în jur de 60-70 de câini. Din momentul acela, pentru locuitorii din zonă, viața este un calvar. Nu pot oamenii să odihnească, miros de câini, lătrat, schelălăit. Nici nu mai știu, bineînțeles că oamenii se adresează la primărie. Eu am luat legătura, scris, bineînțeles, cu autoritățile, toate instituțiile deconcentrate care a căror activitate reglementează și creșterea animalelor, dar cam deodată nu putem face nimic. Aștept acum rezultatul și de la prefectură. DSV-ul și nu numai DSV-ul, chiar celelalte instituții mi-au dat un răspuns care pe mine mă nemulțumește total. Nu ceva concret. Eu înțeleg că și animalele trebuie protejate, dar nu putem lăsa în sat animale și să scoatem oamenii în sat. Oamenii din această zonă sunt veniți și din altă parte, sunt și moștenitori ai celor care au avut pământ aici. Oamenii au căutat loc curat, loc liniștit, așa, și au cumpărat, au făcut economii, unii au făcut împrumuturi chiar. Poate sunt datori ani de zile, pot să vin aici să-și construiască casă și acum uitați că și situații se întâlnesc. Acționarea în instanță este o soluție? Nu știu dacă este o soluție, am vorbit chiar astăzi cu un avocat, îmi spunea că trebuie făcută nu din partea autorităților, din partea oamenilor, dar închipuiți că și pentru oameni. Oamenii tot la primărie, de ce suntem puși acolo, să rezolvăm problemele. Oamenii nu au bani, acum să mai meargă și în instanță, dar dacă există posibilitatea ca eu să acționez în judecată, îi vom acționa imediat. Dar sper și prin dumneavoastră, că de azi s-a și rugat să veniți aici, instituțiile toate să intervină și să se ducă undeva în afara satului și să crească, nu 70, 3000 să crească. Bănuiesc că au și niște avantaje, nu sunt cooperanți absolut deloc, nu au călcat, deci au o lună jumătate, nu au călcat la primărie să spună, doamne, noi am venit cu 50 de câini aici, cu 100 de câini, nu știu forma prin care funcționează, nu știu, ONG, asociații, societate, dracu știi, nu știe nimeni nimic, nu vor să stea, în special cu mine, nu vor să stea deloc de vorbă. Oamenii le-am făcut convocare scrisă pentru data de 13 iulie și nu s-au prezentat, au fost chemați la poliție și la poliție s-au prezentat. Nu știu care este rezultatul, așteptăm și la poliție. Am făcut chiar și la inspecția muncii, ca să vedem și acest om care ați văzut ce atitudine are, cum lucrează aici, acum, dacă, nu cred că e bătrân, nu cred că ar trebui să fie pensionar. Am făcut la mediu, am făcut, cum am spus, la prefectură. Și sunt eu curios, deci pe noi nu ne primește, că noi din prima zi am tot venit aici, am căutat să vorbim cu el. Nici nu stau de vorbă cu noi și totuși, Direcția Sanitară, după ce am făcut noi sesizarea, Direcția Sanitară Veterinară a făcut și a pus microchipul la câini. Mi se pare dubioasă treaba. Și cred că sunt legătură, nu vreau să cred, dar... Domn primar, care este atmosfera în comunitate acum din cauza acestui padon? Oamenii sunt agitați, vedeți, de bună dreptate. Deci au căutat să trăiască în liniște și în aer curat și acum sunt obligați la niște oameni care... Și când aud femeia și aici care mi-au spus niște oameni care i-au așteptat ieri când au ieșit la poliție, îi plac animale. Ea nu a fost de o lună de zile aici, îți plac animale, stai aici în mirosul de câini, în părul de câini, în gălăgia făcută de câini. Nu tu stai la mama, dar cine știe, bă, s-ar putea să primească fonduri prin noi aici, s-ar putea să și pentru branci. Ce le dă de mâncare? Chiar sunt curios să le dă de mâncare și sunt și mai curios să știu unde sunt dejecțiile fecalele de la animalele astea, la 70 de câini, trahat acolo, nu? Sunt curios de ei, da. Oamenii sunt nemulțumiți, domnule. Haide, că am mai zis o dată.